Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a Profilului Cultural, aici la Someș TV. O ediție dedicată celor două mari personalități ale culturii române, Nicolae Steinhardt și Constantin Noica. Centenar Steinhardt, manifestări deosebite, prilejuite de acest eveniment la Mănăstirea Sfânta Ana de la Rochia, dar și la Baia Mare, unde belfărul culturii române Nicolae Steinhardt a fost nu doar comemorat, ci și repus în stare de veghe pentru cei ce încă mai cred că prin cultură poți să te redefinești ca unul ce modifici gândiri, trăiri și simțiri în jurul tău. Două mari personalități, doi buni prieteni, doi care în perioada interbelică s-au postat ideologic în bărci diferite, un liberal conservator Steinhardt, un mistic aproape de Nae Ionescu și de mișcarea legionară Constantin Noica. Este interesant că în această dupămasă, în dezbaterea noastră, am încercat să vedem și, dincolo de realitatea scrisului, caracterul moral al gesturilor, faptelor și mai ales demersurilor lor. Nu cred că este lipsit de importanță să vedem că statornicia prieteniei lor poate să fie un model viu pentru intelectualii ce vor să desăvârșească frumosul în perimetrul viețuirii lor. Prietenia dintre Steinhardt și Noica primește o aureolă, aș numi-o eu, în clipa în care, chemat la securitate, Nicu Steinhardt nu vrea să depună mărturie împotriva lui Noica și a grupului de intelectuali mistici legionari, așa cum îi consemna dosarul de la securitate. Ia în rucsacul devenirii lui povara celor 13 ani de detenție, dar va ieși frumos, înnobilat de aerul mistic al coborârii într-o sine. De altfel și mărturisește că nimic nu este întâmplător, poate că Noica l-a ales pe el ca în temniță să-l descopere pe Iisus Hristos, care e un cavaler, un boier, doar diavolul este contabil. De aceea nu și-a mai numărat anii, dar a făcut un lucru extraordinar. A convertit memorialul durerii în jurnalul fericirii. Spune ceva despre coincidență, că e felul în care Dumnezeu se retrage din lucrarea lui în mod discret. Invitat în această dupămasă, cunoscutul tânărul critic literar, Luigi Bambulea. Bun venit! Bun găsit, părinte! Luigi. Bun găsit. Sigur, dezbaterea noastră va cuprinde părți însemnate din viața și activitatea celor doi. Ce-aș propune pe rând, unul și pe urmă celălalt, să prezinte pe scurt viața și activitatea celor doi. Te-aș ruga pe tine să, tot am vorbit mai mult despre Steinhardt, să ne oferi tu câteva momente din viața și activitatea lui. Mai ales fiind vorba și de centenarul Steinhardt, care a fost serbat în urmă cu nu multe zile la Rohia, respectiv Baia Mare, și care va mai fi serbat anul acesta, inclusiv la București, respectiv la Bistrița, și să nu uităm faptul că inclusiv BNR a scos o monedă omagială Nicolae Steinhardt, care circulă însă într-o ediție foarte limitată, cum este și de înțeles, și cu un preț destul de restrictiv. Prin urmare, despre Nicolae Steinhardt, ceea ce trebuie știut este faptul că s-a născut, el este cel mai mic din generația 27, celebra generație a lui Eliade, a lui Cioran, a lui Ionesco, iată, a lui Constantin Noica și a
celorlalți. S-a născut în 29 iulie 1912 în comuna Pantelimon de lângă București, pe numele său complet Nicu Aureliu Steinhard, într-o familie evreiască. Și de aici pornește, de fapt, întreaga aventură a lui Nicolae Steinhard și aici ajunge, dacă vreți, moment, aici se petrece și în jurul acestei identități, nu doar etnice, ci și spirituale, se petrece și momentul foarte cunoscut și care a și devenit celebru al convertirii lui Steinhard la creștinism, respectiv la ortodoxie, și al producerii acelei opere atât de cunoscute și care a devenit o operă importantă nu doar a culturii și spiritualității românești, ci europene, care este Jurnalul Fericirii, operă bazată pe, putem să spunem, revelația pe care Nicolae Steinhard o are în momentul descoperirii sau în momentele descoperirii lui Hristos sau în perioada descoperirii lui Hristos, fiindcă nu e vorba de o revelație de tip paulin, nu l-a văzut pe Hristos în toată slava sa și de aici evreul de dinainte devine creștin, ci este vorba de un drum către isihie, cum avea să-l numească într-o altă operă Nicolae Steinhard, care l-a dus treptat, treptat, tot mai departe de sinagogă și tot mai aproape de biserică. Între anul 1919 și 1929, Steinhard urmează cursurile școlii primare și în particular la școala, și la școala Clementa și mai apoi ale liceului Spiru Haret. Printre colegii de aici se numără Constantin Noica, Mircea Eliade, Arșavir Acterian, Haiga Acterian, deci sunt fracții Acterian, Alexandru Paleologu, Dinu Pilat, Marcel Avramescu. Iată deci o mână de tineri care deja din timpul liceului, gimnazului și al liceului se remarcă și ei vor fi de altfel cei care vor da tonul celebrei generații 27, pentru că e suficient să amintim că nu la același liceu au învățat Noica, Eliade și Steinhard. După 29 frecventează Cenaclul Literar Zburătorul al lui Eugen Lovinescu. Ulterior își va lua licența în drept și litere la Universitatea din București în 34, iar în 36 susține la București doctoratul în drept constituțional, cu lucrarea Principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional, respectiv critica operei lui Léon Duguay, care este și publicată în același an, un doctorat în drept, firește, neplagiat. Antistius este pseudonimul sub care publică Nicolae Steinhard primele lui volume, este vorba de În genul tinerilor, un volum în care, foarte interesant, Steinhard se dezice cumva de generația sa. Ulterior însă va reveni la generația sa, va demonstra în repetate rânduri că face parte din această generație, un volum în care el parodează, și este un volum de stilistică extraordinar și o realizare stilistică extraordinară, fiindcă el parodează stilul în formare al tinerilor lui colegi de generație. Îl parodează pe Ciorian, nebulosul Cioran și deprimistul Cioran, îl parodează pe Eliade cu toată efuziunea sa în jurul tehnicilor yoga și al spiritualității extrem-orientale, își parodează colegii de generație, ceea ce dovedește că îi cunoștea pe de-o parte foarte bine și ceea ce ulterior va deveni un fel de probă de adolescență a lui Nicolae Steinhard, care va fi depășită fără îndoială de probele de maturitate pe care el avea să le dea. Tot sub acest pseudonim Antistius, el va publica Esesuri la Concepțion Catolic du Iudaism, deci eseu despre concepția catolică a iudaismului, respectiv în 37 Illusion et Realité Juif, iluzii și realități iudaice. Mai târziu, între 37 și 39, călătorește în Elveția, în Austria, în Franța, în Anglia. În 39 revine în țară, începe să lucreze ca redactor la revista Fundațiilor Regale, la recomandarea lui Camil Petrescu, de unde este înlăturat împreună cu Vladimir Străinu, criticul Vladimir Străinu, în anul 1940, în cadrul acțiunii de purificare etnică declanșată sub guvernarea Antonescu Sima. Urmează o perioadă de privațiuni pe motive etnice până în 44, este cunoscută această perioadă de la această perioadă de sub al doilea război mondial, din România celui de al doilea război mondial, în care evreii au suferit în vari feluri. Din 44, Steinhard revine la revista Fundațiilor Regale, unde depune o intensă activitate publicistică și critică, dar este din nou înlăturat când, firește, în 47, se pare că în urma unui denunț al lui George Călinescu. Acesta este un episod foarte, foarte interesant, în care Steinhard, evreul, este denunțat către noua conducere de partid a României, ca fiind ilegitim sau ca fiind maculat datorită etniei sale
pe acel post la revista Fundațiilor Regale. De altfel și revista avea să se desfințeze. După 47 este dat afară din barou, pentru că Steinhardt intrase în barou, îi se refuză publicarea textelor și execută câteva slujbe mărunte, adesea necalificate. Între 48 și 59 suferă o nouă perioadă de privațiuni alături de pleiada intelectualității românești interbelice. Cum dumneavoastră deja ați și spus, în 58 este arestat, în celebrul lot Noi ca Pilat, 58-59, la sfârșitul lui 58 este chemat în ultimele, de fapt, ultimele zile din 58 sunt cele în care se așteaptă arestarea și este arestat în primele zile din 59. În 59 este arestat în cele din urmă, convocat la securitate, îi se cere să fie martor al acuzării, refuză și ia 25 de ani de închisoare, dar va fi grațiat în 4 ani mai târziu. Începe perioada închisorii, care este foarte cunoscută din Jurnalul Fericirii, unde Steinhardt se și convertește. Ulterior, pentru a restrânge cât mai mult această prezentare biografică, după moartea locuiește alături de tatăl său din 64 până în 67, după care încet încet își caută o mănăstire. În 75 ajunge la Rohia, unde se afla și ieromonahul Mina Dobzeu, care îl călugărise pe Steinhardt. Ca mai târziu să se și călugărească aici cu ajutorul la Rohia, în 78 ajunge cu ajutorul celui care avea să-l și călugărească, și anume arhimandritul Serafim Man. Cu ajutorul lui Justinian Chira însă va rămâne la mănăstire și cu complicitatea episcopiei de Maramureș, care a trecut sub tăcere faptul că Steinhardt Nicu Aureliu dorește să intre în cinul monahal. Aici, la Rohia, începe câțiva ani mai târziu, la începutul anilor 80, începe și prietenia dintre Nicolae Steinhardt și Ioan Pintea, care avea să se finalizeze cu Primejdea mărturisirii, Convorbirile de la Rohia, o carte semnată de Nicolae Steinhardt în colaborare cu ucenicul său, Ioan Pintea. Dar despre asta vom vorbi ceva mai încolo. Cealaltă personalitate pe care o vom evoca în această emisiune este Constantin Noica. Sigur, este foarte cunoscut de cei care trăiesc într-un anume fel, în modul frumos, inspirați de fenomenul cultural. Iată, Constantin Noica provine și el dintr-o familie cu vechi rădăcini a române, o coincidență, unul a român, celălalt neromân. S-a născut la 12 iulie 1909 în comuna Vitănești, începe gimnaziul la București, între 1924-1928 urmează liceul la Spiru Haret, își ia bacalaureatul în 1928, sigur, îl are ca profesor de matematică la Spiru Haret pe Ion Barbu, poetul și matematicianul. Își ia teza de licență după ce urmează Facultatea de Filosofie și Litere din București, Problema lucrului în sine la Kant. Apoi, timp de 3 ani, îl are ca profesor pe filosoful Nae Ionescu, care, într-un anume fel, îl va atrage, îl va modela și îl va inspira în a accepta acea mișcare. Într-un anume fel, sigur. În 1933 urmează cursurile Facultății de Matematică din București, apoi pleacă în 1938 la Paris cu o bursă a statului francez, unde stă până în 1939. În 1940 susține doctoratul la București în filosofie cu teza Schiță pentru istoria lui Cum e cu putință ceva nou. În 1940 pleacă din nou la Berlin în calitate de referent de filosofie la Institutul Româno-German și rămâne acolo până în 1944. În 49-58 are domiciliu obligatoriu la Câmpul Lung Mușcel. Aici Noica și-a căpătat ideea filosofică și totodată și-a trasat principalele coordonate ale filosofiei sale de mai târziu. Și tot aici s-a produs, dacă îmi permiteți această scurtă paranteză, care de fapt nu e o paranteză, este o completare la ceea ce spuneți dumneavoastră, s-a petrecut și acea apropiere a lui Alexandru Paleologu și el cu domiciliu forțat la Câmpul Lung de Constantin Noica. Inițial, Paleologul
și-a manifestat dorința de a intra sub auspiciile puterii intelectuale a lui Constantin Noica. În cele din urmă însă știm că s-a produs acea despărțire de Noica, acel eseu pe care l-a scris Alexandru Paleologu, despre care nu se pronunță în cei mai buni termeni Gabriel Liceanu în Jurnalul de la Păltiniș, spunând că ceea ce a reușit să facă Alexandru Paleologu în despărțirea de Noica nu a fost altceva decât să facă publică vecinătatea lui cu un mare spirit. Nici de cum să aducă un gând pe care să-i opună lui Noica și să se despartă în gând sau în idee de Constantin Noica. Cu alte cuvinte, toată vacuitatea persoanei sale a fost pusă în locul unui gând pe care n-ar fi putut să-i opună operei lui Noica, deși aceasta ar fi fost adevărata despărțire după modelul despărțirii lui Noica de Goethe. Pentru că cel care a scris nu eseul acesta celebru este Constantin Noica, despărțirea de Goethe, o teză de un tratat de filozofie până la urmă, spre deosebire de acest eseu pe undeva improvizat și impresionist al lui Alexandru Paleologu, despărțirea de Noica. Am să mai schițez câteva momente din devenirea marii personalități. Într-o ființă. Într-o ființă, da. A lui Noica. În 1965 se stabilește în București, unde lucrează ca cercetător la Centrul de Logică. Al Academiei Române. Al Academiei Române, sigur. Aici iară colegi pe mai tinerii Sorin Vieru, sigur, Gabriel Liceanu și Pleșu. În 76 Constantin Noica îl întâlnește la o lansare de carte care a avut loc la Cluj pe Iustinian Chira, bun prieten al lui Ioan Alexandru și al scriitorilor în general. Invitat de acesta, Noica ajunge în scurt timp la Mănăstirea Rochia, unde zăbovește 3 zile. Ultimii ani din viață, începând cu 75, Constantin Noica i-a petrecut la Păltiniș, lângă Sibiu. Ceea ce înseamnă ultimii 12. Locuința lui devine încă de atunci un centru, sigur, de pelerinaj, sigur, pentru mai tinerii ucenici într-o filosofie. Sigur, discipolii lui, așa cum îi va numi în Jurnalul de la Păltiniș, Gabriel Liceanu, trece la cele veșnice, se stinge din viață, dacă ar fi să o spun în alți termeni, la 4 decembrie 1987 și a fost înmormântat pe 6 decembrie de Sfântul Nicolae la schitul Păltiniș. Da. Oază de liniște și spiritualitate, Păltinișul este într-un anume fel luminat de prezența și amintirile marelui Constantin Noica. Sigur. Trebuie să spunem, să nu uităm nici faptul că la Păltiniș există un schit și acesta este unul dintre motivele pentru care el s-a și stabilit aici. Nu că ar fi avut relații foarte intense, religioase, cu schitul, dar poate o să mă oferiți ocazia să spun și care erau raportările lui Noica la creștinism și la ortodoxie. Sigur, trebuie să spunem două lucruri importante. Noica la Păltiniș a creat o așa zisă școală. Și în jurul monahului de la Rochia, ucenicii urcau pentru a se hrăni sufletește. Sigur, cum am putea să începem o analiză a ceea ce înseamnă școala de la Păltiniș și școala de la Rochia? Pentru că între ele există asemănări, dar există și deosebiri fundamentale. Asemănările și deosebirile și, de fapt, această apropiere a Rohiei de Păltiniș se poate face sau se pot face asemănările și deosebirile pe două planuri. Pe de o parte, pe un plan strict istoric, pe altă parte, pe un plan ceva mai cultural sau chiar spiritual, și anume la nivelul ideii. Și acum probabil că trebuie să trecem cu emisiunea noastră la un alt nivel, acesta a fost nivelul de informare necesar și el. Trebuie să le spunem multora dintre cei care ne privesc mai întâi cine au fost cele două mari figuri ale culturii române a secolului trecut, dar acum cred că trebuie să intrăm puțin cu lucrurile pe care le-am, cu informațiile dobândite, trebuie să intrăm mai profund în temă și să vedem că această apropiere dintre ei la nivelul biografiei poate fi făcută în sensul în care ei fac parte din aceeași generație 27, pe de o parte, pe de altă parte, într-adevăr, este vorba și de o prietenie, cum dumneavoastră ați spus, între Steinhardt și Noica, o prietenie însă care se manifestă, care e tot mai latentă după ieșirea lor din închisoare. Despre ce este vorba? Este vorba de faptul că, să ne amintim, Noica este cel care îi propune lui Steinhardt la ieșirea din închisoare
să construiască împreună un centru cultural la Mogoșoaia, să locuiască amândoi acolo, fiindcă și-a asumat să amândoi un tip de celibat, nu de monahism, dar un tip de celibat pus în slujba culturii, în cele din urmă Steinhardt refuză. În cele din urmă Steinhardt se îndepărtează de această propunere a lui Noica, nu fiindcă ar fi avut o opțiune opusă, ci, spune el, dintr-o anumită comoditate și poate și dintr-o teamă ascunsă. În primejdea mărturisirii sunt declarate aceste lucruri. Totuși, să nu uităm, în cele din urmă, Noica este cel care îi oferă soluția rohia lui Steinhardt și îi spune, după vizita făcută datorită întâlnirii cu Justinian Chira, îi propune această soluție de retragere, îi spune, ți-am găsit un loc pentru tine, îl dă pe Steinhardt pe mâna lui Iordan Chimet, scriitorul Iordan Chimet, am impresia că e evreu și el, și împreună, și numele o spune, nu? Și împreună merg în țara Lăpușului, în țara Crăciunului, cum o denumește Iordan Chimet, cum denumește acea zona rohiei, de la Lăpuș încolo, și astfel Steinhardt se stabilește câțiva ani mai târziu la Rohia, după ce Noica se stabilise la Păltiniș. Și atât, deci două modele de plecare din același model, de fapt, două cazuri aparținând de aceleași model de plecare din capitală și de stabilire undeva într-o provincie care devine ea însăși centru. Cum devine centru? Pe de o parte, prin atragerea de tineri în numele culturii la Păltiniș, aproape de Noica, respectiv la Rohia, prin atragerea tinerilor mai întâi la nivelul corespondenței, fiindcă așa și-a manifestat mai întâi mentoratul, ca să spunem așa, Steinhardt, iar după aceea, prin atragerea fizică de tineri, e vorba de grupul bistrițian, în special Mircea Oliv, Ioan Pintea, respectiv, de ceva mai departe, dar doar prin corespondență, alți tineri care i-au scris lui Steinhardt și ale căror scrisori se păstrează sau recent unele dintre ele au fost descoperite. Ei bine, sau au fost redescoperite. Pe de o parte, deci, putem la nivelul biografiei să vedem care este baza acestei comparații între, sau apropiere între Steinhardt și Noica. Și avem mărturile lui Steinhardt, respectiv ale lui Noica, și putem să ne simțim întemeiați în a face această apropiere pe baze biografice. Există însă și această comparație pe baze, să zicem, strict intelectuale sau culturale și atunci trebuie să vedem că atunci când vorbești despre Steinhardt și Noica, vorbești despre două modele diferite, despre două modele culturale, cel puțin aparent diferite, și anume unul al filozofiei și unul al culturii întemeiate mai degrabă pe artă. Despre acest tip de cultură, despre acest tip de opțiune pentru cultură, respectiv de opțiune pentru filozofie, voi vrea să vorbesc câteva lucruri, pentru că este vorba până la urmă de angajarea lui Steinhardt și angajarea lui Noica în două moduri diferite de a cunoaște. Unul este un mod de a cunoaște pe baza rațiunii, iar altul este un mod de a cunoaște pe baza intuiției. Unul dintre aceste moduri de a cunoaște se întemează pe silogism, iar altul se întemează pe retorică, pe discurs, unul pe concepte, iar altul pe imagini. Cu alte cuvinte, conceptul este modalitatea de a cunoaște specific Păltinișului, specific lui Noica, și imaginea este modalitatea de a cunoaște specifică rohiei. Și în aceste două modele diferite de cunoaștere găsim, de fapt, cele două mari modele pe care deceniul 8 și deceniul 9 ale secolului trecut le-au oferit în cultura română ca alternative pentru cultura oficială. Cu alte cuvinte, și aceasta este concluzia la care ajungem, și cred că ne oprim pe prima parte a emisiunii cu această concluzie, la Rohia găsim un mod de a căuta cunoașterea prin oferirea unei soluții alternative conceptului. De ce? Fiindcă sufletul se teme de parțialitatea gândirii, gândirea e parțială și ea nu reușește să treacă unele bariere, respectiv la Rohia, la Păltiniș, rațiunea se teme de iraționalitatea care domină sentimentul, de afectivitatea care inundă, datorită sufletului, gândirea și de imparțialitatea afectului în raport cu gândirea. Cu alte cuvinte, avem două modalități diferite care se concurează pe scena cunoașterii europene de foarte multe secole. Pe de o parte intuiția, pe de altă parte conceptul. Intuiția pentru școala de la Rohia, conceptul pentru școala de la Păltiniș. Și ceea ce mai trebuie spus este faptul că prin aceasta vedem că deceniile 8 și 9 ale secolului trecut în cultura română nu sunt dominate doar de obzecism sau de șaptezecism, că pe scena culturii române nu
pe scena, inclusiv în culisele culturii române, doar pe scena culturii române. Nu s-au jucat doar aceste două cărți ale literaturii și ale picturii, să spunem, deceniile 8-9, ci iată s-au jucat și aceste alte două soluții ale filozofiei și ale artei care s-au construit în două școli, cu alte cuvinte, care s-au construit în două modele paideice. Ce înseamnă model paideic? Vom vedea expune după pauza de publicitate, așa că, dragi telespectatori, rămâneți cu noi, nu schimbați canalul, vom reveni în curând la Profil Cultural. Iată, ne reveniți după scurtă pauză de publicitate aici la Profil Cultural, o dupămasă atrăgătoare și, de ce nu, o dupămasă în care cultura face casă bună cu aspirațiile celor ce vor să descopere modalități de viață altele decât cele generate de stresul zilnic, de căutarea pâinii de toate zilele și, de ce nu, vor să iasă din acest perimetru, spațiu al frământărilor de fiecare zi, în care suntem bombardați și asediați cu informații care de care mai aducătoare de neliniști. O dupămasă cu Luigi Bambulea, o dezbatere despre Constantin Noica și Nicolae Steinhardt, centenarul Steinhardt, manifestări prilejuite cu ocazia aceasta la Rohia, la Baia Mare. Sigur, am rămas să vedem de ce cele două mari personalități au creat adevărate școli. Sigur că Luigi explica bătaia între cele două mari idei ale culturii europene. Luigi, aici am ajuns la acest punct, de aici trebuie să continuăm pentru a putea să vedem de ce până la urmă cele două școli concurente pe undeva se întâlnesc, totuși se întâlnesc în foarte multe puncte și ale se întâlnesc lor. În cel mai important punct, care este spiritul, fiindcă până la urmă ceea ce se întâmplă, ceea ce este oferit la Păltiniș și ceea ce este oferit la Rohia este un drum inițiatic. Asta până la urmă definește și modelul paideic, care nu înseamnă altceva decât paidos, de la copil. Asta este sensul termenului în greacă veche, de unde vine și pedagogie. Și model paideic înseamnă modelul de educare a copilului sau a celui tânăr sau a celui încă neinițiat în, să zicem, doctrina cunoașterii, pentru modelul paideic filozofic, respectiv acelui neinițiat în doctrina mântuirii, pentru cel care se inițiază într-un model paideic de tip spiritual sau model mistic, dacă doriți. Însă, din primejdea mărturisirii, care este documentul școlii de la Rohia, vedem că nu este vorba chiar de o școală spirituală și nu este vorba de o școală mistică. Ioan Pintea nu merge la Steinhardt ca la un mare duhovnic al Bisericii Ortodoxe Române sau al Bisericii sau al creștinismului sau al Ortodoxiei în general, ci merge ca la o figură culturală importantă și majoritatea dezbaterilor care au loc la Rohia, acele convorbiri pe care undeva, cred că Ioan Pintea însuși le aseamănă cu lungile convorbiri din Numele Trandafirului al lui Umberto Eco, dintre Teodor de Baskerville și Adso din Melk. Prin urmare, discuțiile de la Rohia nu se concentrează pe probleme de tip spiritual, ci dimpotrivă pe probleme de tip cultural, istoric, artistic și așa mai departe. Avem deci un model paideic și de o parte și de cealaltă, un model de inițiere culturală și de inițiere în aventura cunoașterii și poate că ar fi bine să arătăm care este chiar poziția lui Steinhardt față de Noica, respectiv cu asta să începem până la urmă, fiindcă această abordare a raportului dintre Rohia și Păltiniș apare foarte interesant încă din primejdea mărturisirii. Sigur, e important să plecăm mai departe
pornind de la felul în care Steinhardt s-a raportat la Noica și felul în care Noica, la un anume moment, se despărțise într-un anume fel de Nicolae Steinhardt în momentul în care acesta scrisese textul Catarii de la Poltiniș. Sigur. Da. Eu zic să citim și acel, să trecem cel puțin sumar și peste acel text și o să vedeți că cel puțin aceasta este părerea mea, Nicolae Steinhardt s-a înșelat puțin. A citit pe diagonală, dacă vreți, jurnalul de la Poltiniș și marea lui supărare a fost că nu a fost pomenit. Pe undeva aceasta a fost supărarea lui și că nu au fost pomeniți toți prietenii care l-au susținut pe Constantin Noica în 1959 și care au mers în închisoare alături de el, că au fost pomeniți doar acei tineri în speță Pleșu, Vieru, Liceanu sau Victor Eronim Stoichiță, marele critic de artă și istoric de artă care locuiește acum în Occident. Doar ei sunt cei care fac ambianța ultimilor ani de viața a lui Noica și nu prietenul lui de tinerețe care au luat alt drum, spune Steinhardt, decât cel al Păltinișului, și anume drumul de la Jilava sau drumul Gherlei. Iată însă o întrebare a lui Ioan Pintea din Primejdea Mărturisirii care apare după jurnalul de la Păltiniș. Spune așa Ioan Pintea și discuție care are loc după apariția jurnalului de la Păltiniș: vă rog să comentați acest text publicat de poetul Adrian Popescu în revista Tribuna, sub titlul Perspectiva netrecătorului. Și acum Ioan Pintea citează din Adrian Popescu. Față de Păltiniș și modelul său Paidei, Crohia aduce o noutate. Modelul alternativ, antielitar, deschis fără să fie lax, o umanizare a legii prin participare. Iată răspunsul lui Steinhardt. Părerea mea este că între Păltiniș și Crohia distanța este mai mică decât s-ar părea. La Păltiniș, relația dintre om și Dumnezeu, criteriile, sau mai bine zis farurile, sunt rațiunea și cercetarea. La Crohia predominante sunt credința și dragostea. Dar dacă stăm să judecăm cu nepărtinire, nu la suprafață și neatribuind substantivelor un soi de absolutism naiv, în ambele locuri și rațiunea și cercetarea se învrednicesc de fervoarea care se lășluiește în cuvintele credință și dragoste. Îl preamărim fiecare pe Dumnezeu în felul nostru. Limbaje și semnificații sunt multe, mie unuia fervoarea, când e de bună credință și nu strică nici să fie lucidă, îmi pare că unifică. Cu alte cuvinte, Steinhardt declară foarte răspicat că în spirit școala de la Crohia și școala de la Păltiniș sunt egale sau că ele sunt, dacă vreți, similare. Nu că sunt egale, similaritatea lor sau similitudinea lor decurgând din faptul că ambele oferă un model paideic sau un drum de inițiere spirituală ori culturală, mai mult decât culturală și anume spirituală. Că există, cum spune și Steinhardt, limbaje diferite, lucrurile sunt evidente și nu se poate ca ele să stea altfel. Iată un alt extras din școala de la Crohia, din Primejdea Mărturisirii. Steinhardt declară, oferind un răspuns altei întrebări a lui Ioan Pintea: îl iubesc și îl respect pe Noica și niciodată nu mi-a trecut prin gând să vorbesc despre el altfel decât cu venerație, dragoste și recunoștință. Cred că sunt lucruri destul de evidente legate de raportul dintre Steinhardt și Noica, sau nu degeaba am scris că Noica a jucat în viața mea, spune altundeva Steinhardt, un rol aproape tot atât de important ca și părinții mei. Nu e o afirmație gratuită de complezență, ori scrisă într-un moment de entuziasm. Tot lui Noica îi datorez și prezența mea la Crohia, deci se referea la altceva Steinhardt decât la drumul Crohiei. În fine, poate citabil este și recentul jurnal retipărit al lui Ioan Pintea la Cartea Românească, care declară răspicată adeziunea la școala de la Păltiniș, spunând că îi iubesc de mulți ani pe membrii acestei școli, pe Liceanu și pe Pleșu, e vorba de o admirație culturală firește, și lucrurile încep să se lege, sau cazuistica pe care noi o facem începe să devină tot mai evidentă și tot mai coerentă, fiindcă, vedeți și dumneavoastră, este evident că apropierile dintre Păltiniș și Crohia sunt clare. Noica, spune altundeva Steinhardt, vedeți că nu mă satur să-l citez, spunea etc. etc. Deci, iată, permanenta raportare a lui Steinhardt la Noica și această, pe undeva, venerație a lui față de școala de la Păltiniș. În fine, este adevărat că în Catarii de la Păltiniș, Steinhardt pare a se despărți. Este un lucru asupra căruia aș dori să insistăm.
pentru că în epocă acest document a strânit multe controverse. Acest text celebru despre școala lui Noica, numit Catarii de la Păltiniș, a fost, cum să spun, un moment care a revelat o stare de lucru și, de ce nu, într-un anume fel, o despărțire. Mai ales că Nicolae Steinhardt vorbea despre cultura cu încărcătură morală, da, nu doar cu încărcătura valorilor și ele acoperite de diplome și de doctorate. Spune, poți să ai foarte multe diplome, doctorate și școli postdoctorale, dacă nu ești moral, ești inexistent. Ceea ce acuză într-adevăr Steinhardt la Păltiniș, în Catarii de la Păltiniș, este faptul că aici singura care are prioritate este filozofia. Ea, spune Steinhardt, delecta suverana. Restul nu-i decât deșertăciune, băcănie, irosire a vremii, carență a spiritului. Cred totuși că Steinhardt s-a înșelat pe undeva, vă spuneam și mai înainte, și anume că lectura lui, pe care lectura asupra jurnalului de la Păltiniș, a fost făcută, înainte de a scrie acest text, a fost făcută destul de la suprafață. De ce spun asta? Pentru că acolo unde Steinhardt vede că modelul lui se desparte de cel al lui Noica, acolo se înșală, și anume, până la urmă, și Noica, față de problemele ultime ale spiritului, are aceeași atitudine pe care Steinhardt a învățat-o de la creștinism și a învățat-o de la ortodoxie. Și permiteți-mi să citez, de pildă, din jurnalul de la Păltiniș, o frază atribuită lui Noica. Liceanu îl invită să discute despre poziția lui față de creștinism și față de Biblie, și ceea ce răspunde Noica este următorul lucru. Cartea lui Iisus, nu cel din Nazaret, cartea lui Iisus Hristos, n-am drăznit niciodată să o anexez cultural și simt că n-aș avea niciodată dreptul să fac din ea obiect de hermeneutică, adică de interpretare. Nu-i pot da numele meu, declară Noica în jurnalul de la Păltiniș, ca altundeva să spună, dintr-un singur punct exterior filozofiei poți ajunge la filozofie, de la teologie. Acestea sunt doar două dintre dovezile că poziția lui Noica față de creștinism și față de ortodoxie este cu totul alta decât cea pe care o vedea Steinhardt citind jurnalul de la Păltiniș, dar dovezile nu se încheie aici, și ceea ce este cu adevărat important. Sigur, aș veni în prelungirea gândului tău cu un citat din Steinhardt care spune condiția, ceea ce spunea și Noica de altfel, condiția umană e o condiție teologală. Însușirea specifică omului este teologică. Iată că nu ar fi mari absolut. Ar fi contradicții. Vedeți că se pot găsi foarte multe astfel de punți între Steinhardt și Noica. Că vor trebui mai tineri cercetători să se apropie de texte fără prejudecăți și fără idei preconcepute. Absolut, și fără a continua același șir de truisme legate de Steinhardt sau legate de Noica, respectiv, trebuie citite cu mare atenție și opera lui Noica și opera lui Steinhardt, și trebuie înțeles în spiritul lor, și trebuie înțeles, și cu aceasta ne apropiem de finalul analizei noastre, fiindcă lucrurile sigur că pot să fie detaliate foarte mult, dar ceea ce contează esențialul este că dacă vezi spiritul filozofiei lui Noica și dacă înțelegi inclusiv acea ultimă frază, acea ultimă afirmație cu care se încheie devenirea într-o ființă, tratatul de ontologie a lui Noica, înțelegi că cel care a vrut să salveze individualul, fiindcă ăsta a fost marele pariu filozofic al lui Noica, atunci când îl întreabă Liceanu în jurnalul de la Păltiniș care este ultima, în ultimă instanță, care e miza întregii dumneavoastră filozofii, el spune răspicat, a fost să salveze individualul, dar cu puterea și autoritatea generalului. Individualul sunt aceste lucruri precare, ființa precară a lumii, sau ființările precare din lume, iar generalul este ideea în sine, sau, dacă vreți, maxima generalitate este divinitatea însuși, este Zeul, este Dumnezeu însuși. Ei bine, cel care, iată ce spune Steinhardt, și aici o să se lumineze lucrurile foarte mult, Steinhardt se întreabă în finalul jurnalului de la textului despre jurnalul de la Păltiniș, în Catarii de la Păltiniș,
Cine, în clipa inexorabilei evaluări, mai știe, adică a judecății de apoi, mai știe care a fost împăratul și care oștianul, care domnii și judecătorii și care supușii, care filozoful și care băcanul? Asta îl durea pe Steinhardt, filozofia, faptul că la Păltiniș, catarii de la Păltiniș au asumat acest model dur al filozofiei asumate pe viață și pe moarte și se întreabă, recurge la argumentul suprem în fața morții, până la urmă totul este deșertăciune. Ce face Steinhardt aici? Permiteți-mi să doar să închei. Ce face Steinhardt este să adopte în disperare de cauză soluția incorrectă, spun eu, a Coheletului, a Ecleziastului, care spune totul e hevel, totul e deșertăciune. Dacă ar fi citit mai cu atenție jurnalul de la Păltiniș, ar fi văzut și tratatul de ontologie a lui Noica, ar fi văzut, care nu știu dacă era apărut în decembrie 83 când Steinhardt publică acest text, e posibil să fie apărut, care spune răspicat că ceea ce își propune Noica și filozofia lui Noica și școala de la Păltiniș este să salveze individualul, investindu-l cu ce, cu puterea și autoritatea generalului. În clipa inexorabilei evaluări, cine este generalul? Legea. Și cine întruchipează legea la judecata pe care o invocă Steinhardt? Judecătorul. Eu aud, cea, precum aud jude și judecata la dreapta este. Ori să recuperezi individualul cu puterea și autoritatea generalului, cum vrea Noica, este similar cu ceea ce invocă în disperare de cauză Steinhardt, și anume că în clipa inexorabilei, inexorabilei evaluări, nimeni nu mai știe cine a fost filozoful și cine a fost băcanul. Ceea ce vrea Noica este exact ceea ce postulează Steinhardt, și anume că trebuie să salvăm lumea, dar prin cunoaștere. Că nu iubirea, că nu doar frumosul, ci cunoașterea, în ultimă instanță, este ceea ce va salva lumea, și că filozoful se salvează în măsura în care se integrează în general. Și aici nu cred că l-a înțeles cu adevărat Noica pe Steinhardt pe Noica. Sper, dragă Luigi, că telespectatorii noștri ne-au înțeles. Ceea ce în ultimă instanță nu a înțeles Steinhardt este că pentru Noica doar filozoful poate să ajungă să cunoască generalul. Putem să invocăm generalul, cum vrea Steinhardt, putem să-l invocăm în imn și în rugăciune, dar să-l cunoaștem din această condiție precară nu putem decât pe o singură cale. Cel puțin asta o credea Noica, așa nume pe calea filozofiei, dar a filozofiei autentice. Sigur, ceea ce, și doar un minut mai acordați-mi, ceea ce îl mai durea pe Steinhardt în acest text, Catarii de la Păltiniș, fiindcă până la urmă acesta este textul și acesta este documentul cel mai important al acestei raportări, a acestei analize comparative dintre Rohia și Păltiniș, ceea ce mai spunea el aici era următorul lucru, că poate că nu nici toți acei care, solidar cu noi, că au luat cândva drumul cu o altă destinație, n-au săvârșit rele și s-au ales cu o experiență ontologică de tărie egală celei dobândite prin lectura din scoarță în scoarță a ediției Cassirer a criticii rațiunii pure. Filozofia devenirii într-o ființă, ei, adică cei care l-au urmat pe noi ca altundeva decât de la Păltiniș, și anume la Jilava și la Gherla, ei au parcursul existențial, într-un mod pe care niciun tratat nu-l poate concura ori suplea, oricât de adânc și complet ar fi, sau nici o cât de susținută râvnă culturală. Iată cum, ca băcani, derbedei, huligani ce se află, au realizat și ei o dublă ispravă. Dovedirea, sigur, e o stilistică extraordinară, se vede stilisticianul care a fost Steinhardt. Dovedirea ce au rezolvat ei, ce au realizat ei, este dovedirea unei incontestabile nicasiofilii. Nicasius este unul din pseudonimele de tinerețe a lui Noica și Nicasian este adjectivul care se atașează operei lui Noica sau părerilor, este adjectivul specific. Și filonul este a iubi sau prietenie. Deci nicasiofilii sunt prietenii lui Noica, deci dovedirea unei incontestabile nicasiofilii și asimilarea nemijlocit dialectică a paradoxurilor fundamentale iscate în teoria cunoașterii ontologice, în teoria cunoașterii a paradoxurilor ontologice iscate în morală și chiar în logică, fie ea aristotelică sau modală. E o ironie în acest text al lui Steinhardt, ceea ce îl doare pe Steinhardt sunt, spuneam, aceste două lucruri, pe care însă el nu le-a înțeles de partea celorlalți. Îl doare faptul că ei au asumat pe viață și pe moarte filozofia, ori ceea ce vrea să spună Steinhardt, există și o cale alternativă a cunoașterii artistice și a cunoașterii prin contemplație și a cunoașterii mistice, respectiv, pe de altă parte, că nu doar cei care au ajuns la Păltiniș au realizat devenirea într-o ființă, pe cale culturală, prin idee și prin gând, ci și cei care au mers la Jilava, care l-au urmat pe Noica acolo, fiindcă a fost lotul Noica Pilat, arestat, și datorită lui Noica s-a deschis acest larg proces, al cărui ultim arestat a fost Steinhardt,
care au ei, cei care l-au urmat pe Noica, au realizat devenirea într-o ființă scriind jurnalul fericirii. Sau făcând acele lucruri, și anume convertirea care au dus la scrierea jurnalului fericirii. Și aici mi se pare că este spectacolul întâlnirii dintre Noica și Steinhardt. Că ceea ce demonstrează Steinhardt lui Noica este că devenirea într-o ființă se poate face și în sens mistic, iar ceea ce n-a înțeles pe de altă parte, și asta n-a practicat-o Noica, trebuie să recunoaștem, Noica n-a făcut mistică, iar pe de altă parte ceea ce arată Noica lui Steinhardt și ceea ce nu înțelege Steinhardt din jurnalul de la Păltiniș și din școala de la Păltiniș este faptul că în această lume, în afara spiritualității, putem să cunoaștem doar prin idee. Și câți, spun cei de la Păltiniș, câți sunt cu adevărat chemați și au cu adevărat vocația misticii? O parte din ucenicii, iar cei care nu au, trebuie să o facă pe calea filozofiei. S-au dezvoltat în cultura română și sunt nume și repere. O parte din ucenicii lui Steinhardt a și șderea. Dragi telespectatori, noi aici trebuie să punem punct ediție din această dupămasă. Îți mulțumesc, Luigi, pentru participare și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Sigur, Belforul de la Rohia, acel Don Quixote din Est, sigur și Noica din înălțimea Păltinișului ne oferă și astăzi de acolo de sus gândul cel bun, pentru că în orice coincidență a găsirii textelor sau a întâlnirii dumneavoastră cu cărțile lor, nu-i decât o formă prin care ei vă provoacă la cunoaștere și la devenire. O dupămasă liniștită. Iar până joia viitoare, rămâneți în cultură și nu uitați că spiritul culturii este o cultură a spiritului. Toate cele bune!